Suntem tineri cu vise, dorințe și plăceri. Alergăm să ne împlinim nevoile, plăcerile, gonim după averi, după bogății, suntem setoși după fericire. Dar vine o zi un atunci. Când viața noastră va fi privită altfel, dintr-o altă perspectivă. Poate acum viața pentru noi înseamnă sănătate, înseamnă să avem de toate, să avem cât mai multe, să fim bine văzuți, bine vorbiți, apreciați, dar vine o zi când viața va fi privită dintr-o altă perspectivă. Viața ta va sta atunci în fața ta și în fața lui Dumnezeu și viața va fi privită din perspectiva. A ceea ce s-a citit în această pildă a talanților. Și atunci, la final, vor fi trei întrebări, ca într-un mare examen, în care vor fi trei întrebări esențiale, trei întrebări fundamentale. Atunci nu va mai conta ce haine frumoase ai îmbrăcat. Atunci nu va mai conta ce mașini ai condus ce funcție ai deținut, nu va mai conta câte vacanțe și plimbări ai făcut și pe unde ai ajuns și ce ai vizitat și câte selfie ai făcut și nu va mai conta câte meserii ai avut, cât ai câștigat, câte conturi bancare ai avut și care, cât de mare era suma din ele, nu va mai conta câte diplome ai sau cât ai știut, nu va mai conta ce intenții ai avut și ce planuri și care au fost părerile tale, toate astea nu vor mai conta atunci. Vor fi trei întrebări fundamentale care ne vor fi puse fiecăruia dintre noi. Atunci, înaintea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi nu va mai fi privit ca nu știu ce titulatură, ci fiecare va fi înaintea lui Dumnezeu ca un rob care va da socoteală înaintea stăpânului. Prima întrebare pe care o vei primi în ziua aceea, când te vei prezenta înaintea lui Dumnezeu, este ce ai primit. Pentru că nu toți am primit la fel. Unul a primit un talent, altul a primit doi talanți, altul a primit cinci talanți. De aceea, prima întrebare, când te vei prezenta înaintea lui Dumnezeu, tu ce ai primit sau cât ai primit? Și tu vei spune, Doamne, unul singur sau doi sau cinci sau zece sau cât ai primit? De aceea astăzi, pentru că noi avem un mare har de la Dumnezeu, este ca la acest examen, să-ți faci acest examen înainte de a ajunge la el. Întrebările le ai deja. De aceea puneți întrebare astăzi, că poți astăzi încă să reflecți asupra acestei întrebări, să te gândești, să te analizezi și să vezi tu ce ai primit. Câte daruri, ce talanți. De fapt, astăzi putem să ne punem această întrebare. Până la urmă, urme, ce este un talent? Talent, talent, sunt întrebări polemici. Eu cred că talentul poate fi un dar spiritual pentru zidirea altora, pentru zidirea duhovnicească, sufletească a bisericii. Talent poate fi și, sau talanții pot fi resurse folosite pentru alții pentru că tot ce dai altora, ai făcut pentru Dumnezeu. Da? Tu ai 10 euro în buzunar. Dacă de acei 10 euro te bucuri doar tu, s-a terminat. Ai folosit tu, s-a terminat cu ei. Dacă acei 10 euro îi folosești pentru alții, ei dat altora, ei dat lui Dumnezeu. Acei 10 euro pot fi un talent. Talanții pot fi calități înmulțite, calități pe care le-ai primit în caracterul tău, daruri, să le numim capacități, înzestrări pe care le ai și ai lucrat la ele și le-ai înmulțit și ai făcut mai mult. Talanți pot fi și oportunități folosite în avantajul stăpânului. Timpul pe care îl ai, resurse, calități. Deci să înțelegem cam ce ar putea fi talanții pe care i-am primit. Prima întrebare este așadar, ce ai primit? Ești conștient de ceea ce ai primit? Ești conștient de darurile, de oportunitățile, de calitățile, de înzestrările, de capacitățile, de timpul pe care l-ai primit? Și, a doua întrebare este, ce ai făcut cu ceea ce ai primit? Pentru că ceea ce ai primit contează mai puțin. Că degeaba ai primit unul sau doi sau cinci dacă cu ei ai mers și n-ai făcut nimic. Ce a făcut? Pentru că toți au făcut ceva diferit. Fiecare a făcut ceva diferit. Nu știm ce, au făcut, ce a făcut cel cu cinci sau cel cu doi. Știm doar rezultatul. Știm doar că a, a făcut ceva bun. Să producă, să se mulțească, să fie mai mulți. Altul i ascuns în pământ. Ascuns talentul în pământ. Și nu i-a păsat. Eu am viața mea, eu am ideile mele, n-are decât stăpânul, treaba lui. Și observați, în ziua aceasta am stat și m-am gândit, câtă neobrăzare, cum să zic, câtă lipsă de respect, de bun simț înaintea acestui rob. După ce că nu face, după ce că e leneș și viclean, mai și tupeul, cum să-l numesc asta? Să vii să spui stăpânului, știam că ești un stăpân rău, aspru, că seceri de unde n-ai vânturat adum de unde n-ai pus și... ia ce este al tău ce treabă am eu cu tine ce să muncesc eu pentru tine așadar de aici ce poți să înveți oamenii pot fi atât de răi dacă cu Dumnezeu sunt capabili să facă asta, pe cu tine cu mine nu pot fi la fel de răi deci vă dați seama că dacă oamenii au o asemenea atitudine față de Dumnezeu, oare ce atitudine au apoi față de ceilalți? Ce ai făcut cu ce ai primit? Acum e la timpul prezent, deci întrebarea, acum trebuie să spunem ce facem, pentru că atunci întrebarea va fi la trecut, ce ai făcut, pentru că nu se mai poate face nimic. Noi trăim viața asta 40, 50, 60, 80, 100 de ani, 120, dar vine o zi când cu tot ceea ce am făcut ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Și vor sta aceste trei întrebări la final, întrebări la final, întrebări la final de viață, întrebări la final de slujire, întrebări la final. Ce ai primit? Ce ai primit de la Dumnezeu? Și vei sta înaintea lui Dumnezeu cu ceea ce ai primit. Dumnezeu îți va spune, uite ce ai primit. Vei sta să răspunzi înaintea lui Dumnezeu ce ai făcut. Și cel cu doi a venit și a spus, uite stăpâne, ce am făcut cu acești doi talanți ce am făcut cu ei, unde am investit, ce am lucrat cu ei și am mai adus încă alți doi. Bine, rob bun și credincios. De aceea, a treia întrebare va fi, ce vei aduce înaintea stăpânului? Ai primit doi talanți, ce ai făcut cu ei? I-am investit, am lucrat, ceva am făcut cu ei, am câștigat. Și acum ce vei aduce înainte stăpânului? Și fiecare și-a adus și, și ce-a primit, dar și ce-a câștigat, folosul. Și unul, din păcate, n-a avut nimic, niciun folos, niciun câștig, nimic, nimic pentru stăpân. Nimic pentru stăpân. Eu nu sunt de acord. Eu nu vreau, eu sunt încăpățânat, eu sunt așa, nu știu. Un om invidios, că asta notez în acest om. De ce să câștige patronul? De ce să se îmbogățească pe spatele nostru? Și uite, așa a gândit robul acesta, de ce să lucreze el pentru stăpân? De ce să nu-și trăiască el viața altfel? Dar gândiți-vă, până la urmă, era rob. Omul rău și viclean și leneș, comod care nu vrea, care. Cum am auzit deja, găsește scuze, întotdeauna găsește scuze. De ce? Că nu-i de acord, că el nu face pentru alții, că el nu-l interesează de alții, lasă că tu ai bani, ai prea mulți încă, să mai dau și eu de la mine, să mai cheltui și eu și să dau și eu bani, să aibă stăpânul, dar de ce? Și observați că încet, încet e vorba de o logică, de un mod de a gândi. E vorba de un tipar de gândire. Un om care gândește într-un fel total distorsionat realitatea. Dar dincolo de ceea ce gândești, vine o zi când judecata lui Dumnezeu va fi dreaptă și nu te vei mai putea scuza. Adică scuzele tale nu vor avea nicio valoare, nu va spune, a, bine, dacă așa ai, da, ai dreptate, știi, e bine așa, dai. ai fost și tu sărac, ai fost și tu amărât, las că eu am de ajuns. Nu, stăpânul a spus, luați-l și aruncați-l în tunericul de afară. Un om cu o gândire bolnavă. De ce să fac eu pentru alții? De ce să investesc eu timp în alții? De ce să îmbogățesc eu pe nu știu cine? De ce să ajut eu pe nu știu cine? Fiecare să se descurce, n-ai decât. Dacă îți merge cu alții, cu mine nu. O gândire bolnavă. Totul pornește în primul rând de la ceea ce gândești. Pentru că dacă, dacă Gândirea este bolnavă. Dacă ceea ce gândești este defectos, faptele îți dai seama că n-au cum să fie corecte. Dacă gândirea nu este corectă, faptele niciodată nu vor fi corecte. Pentru că la acest om, din păcate, era bolnavă gândirea lui. Atitudinea lui. Modul în care se raporta față de stăpân și față de ceea ce a primit de la stăpân. Asta era problema lui. Nu pentru bani. Nu pentru bani l-a pedepsit și l-a judecat stăpânul. Că nu de banii lui avea nevoie, dar pentru modul în care gândea, pentru egoismul lui, pentru răutatea lui, pentru lenea lui, pentru lipsa lui de, de, de implicare, n-avea ce să caute în împărăția lui un astfel de om cu astfel de gândire bolnavă. De deci aceea, astăzi trebuie să ne punem întrebările acestea, care oricum ne vor fi puse, dacă vrei și le pui astăzi, dacă nu poți să mergi mai departe. Dar într-o zi cu aceste întrebări te vei confrunta. Aceste întrebări îți vor fi puse de Dumnezeu la final. La finalul vieții tale nu va mai conta haina pe care ai avut-o, pe care ai îmbrăcat-o, mașina, casa ta, nu te va mai întreba Dumnezeu prea multe lucruri de felul acesta. Ceea ce ai primit de la El, ce ai făcut cu ce ai primit și ce vei aduce înainte stăpânului, asta va conta cel mai mult. Asta va conta cu adevărat. Ce ai făcut pentru Dumnezeu? Nu l-a întrebat, dar ce ai făcut? Da, știi, dar... Am avut zile când tare mă durea spatele, vreo câteva săptămâni m-a durut capul, nu știu câți copii am avut, nu știu ce familie, nu știu ce... Observați, nu va fi nicio întrebare de felul acesta, cu ce te-ai ocupat, am fost ocupat cu altele, am avut... Nu. Ce ai primit, ce ai făcut și ce ai adus. Ce surplus ai adus, ce beneficiu ai adus împărăției mele. Ai primit doi, ai adus un beneficiu de doi, ai primit 5, ai adus un beneficiu de 5, ai adus un avantaj, ai produs ceva, ai câștigat ceva, ai contribuit cu ceva, te-ai implicat cu ceva sau nu. Restul sunt detalii, nu mai contează. Scuze ieftine care nici măcar nu vrea nimeni să le asculte. N-are rost să încep să spun, știi, eu, da, așa, să mai fi rab, 30, un talent, Știți cât cântărește un talent, 36 de kilograme. Păi da, deja am făcut mult că l-am îngropat și că nu am lăsat să vină hoțe. Deja să zici mersi? Păi da, ce crezi că e simplu? E responsabilitate. Atâta aur, 36 de kilograme de, de, de aur. Păi asta-i treabă. Eu îmi bat capul cu asta? Eu am vrut să dorm liniștit. Nu pasă mie. Ce-mi trebuie mie? Ce nu pot să dorm, să mănânc, să mă de treabă, să mă plim, fac vacanțe, dorm duminică dimineața? Ce-mi trebuie mie? E alegerea ta. Tu poți alege astăzi să dormi liniștit, să mănânci liniștit, să te plimbi pe unde vrei, să faci ce vrei, să treci viața ta, să-ți vezi de casa ta, de familia ta, de banii tăi, de faci ce vrei. Da, ești liber. Fă ce vrei. Cu viața ta, cu timpul tău, cu resursele tale, cu oportunitățile tale. Fă ce vrei, ești liber. Stăpânul i-a lăsat liberi. N-a venit să-i întrebe pe rând, n-a pus garda pe ei, n-a pus să ia la întrebări mai devreme. Nu, i-a lăsat, au făcut, dar a venit o zi când stăpânul s-a întors și gata. Pe de o parte, dosarul s-a închis, pe de altă parte. S-a deschis. Închis în sensul că nu mai poți face nimic, să, să adaugi în el sau să scoți din el, cum s-a scris, s-a terminat. Și s-a deschis în sensul că stăpânul vine să citească, să vadă ce am făcut. Pentru că cei oameni au venit probabil cu o listă, uite cât am făcut, ce am făcut, au dat socoteală am dat 100 de grame de aur acolo, l-am făcut, am dus acolo. Asta am făcut aici, am dat acolo. Și fiecare a venit cu ce? cu faptele lui, cu investiția pe care a avut-o. Și a prezentat darea de seamă, raportul lui. Cum se termină? Se termină într-un mod foarte foarte sugestiv pentru noi. Ar trebui să înțelegem foarte bine asta. Observați că cel cu un talent a spus, eu nu lucrez pentru tine, eu nu lucrez pentru alții, eu doar pentru mine lucrez. Eu nu sunt așa de bătut în cap să fac pe alții, să îmbogățesc pe alții, să le dau altora, să muncească ei, n-ai decât, muncește tu. Că vă, că nu vrei să muncești, tu vrei doar să culegi unde au muncit alții. Așa i s-a adresat. Și l a spus, pentru mine am strâns. A, voi ăștia, probabil râdea de cel cu doi, de cel cu cinci, muncești pentru alții, că ca... Așa. Dacă nu aveți minte, faceți pentru alții. Însă s-a întâmplat ceva exact la final. A spus, bun, luăm talentul, 36 de kilograme de aur, ce facem cu el? Stăpânul a spus, mie nu-mi trebuie. Eu nu stau în bani. E vorba de caracter. E vorba de un mod de a gândi. E vorba de un mod de a fi, de a te raporta corect la cei din jurul tău, de a, de a trăi cu un scop în viața asta, nu doar pentru tine, nu doar un, un egoist, un zgârcit, un, un răutăcios, un invidios pe alții. Și de ce asta până spune, luați talentul și dați-l celui ce are. Cum adică are? Da. Pentru că eu ți-am dat, tu ai crezut că muncești pentru mine, nu pentru mine muncești. Tu care ai muncit și ai adus cinci talanți, sunt ai tăi. Și îți mai dau și ce n-au muncit alții, îți-l dau ție. Pentru că celui ce are, îi se va da. Observați, ei se pare că lucrezi pentru Dumnezeu că Dumnezeu are nevoie de banii tăi, că Dumnezeu are nevoie de timpul tău, de calitățile tale, de resursele tale, Dumnezeu are nevoie, că nu mai poate fără. Dumnezeu vine într-o zi și spune, da, tu tot ai făcut pentru mine, dar stai puțin, că nu pentru mine ai făcut. Adu tot aici, toate astea sale tale. Intră în bucuria stăpânului tău, adică tu te bucuri de ce ai făcut. Pentru tine ai făcut, că cu adevărat doar ceea ce ai făcut pentru alții, cu asta vei rămâne în veșnicie, de asta te vei bucura în veșnicie. În mormânt nu vei lua nimic. Observăm și regii mor și regina și au îngropat -o cu două, trei bijuterii. Dar nici alea nu le ia în Și nimeni nu le va lua în viața de... Nu, nu e nimic de pe aici. Singurul lucru care ne va urma, spune Scriptura, acolo în veșnicie, ceva Vom lua totuși cu noi. Știți ce? Faptele. Faptele bune, faptele care îi urmează. Și faptele noastre vor avea o răsplătire. Așadar, să renunțăm la gândirea bolnavă că facem pentru alții, că facem pentru Dumnezeu, pentru că la final, de fapt, tot ce am făcut pentru alții, abia aceea este cu adevărat pentru noi cel cu un talent a spus, eu doar pentru mine. Și pentru el, de fapt, n-a făcut nimic, pentru că a fost aruncat în întunericul de afară. Ceilalți doi au făcut pentru stăpân, au făcut pentru alții și la sfârșit s-au bucurat veșnic și totul a fost de fapt pentru ei. Asta ar trebui să gândim, prin optica asta ar trebui privite lucrurile, din perspectiva asta ar trebui privită viața. Nu doar noi, și pentru noi, și noi, și pentru noi, și doar noi, și doar nouă, ci oameni care spun, Doamne, am primit de la tine. Ce să fac cu ceea ce am primit de la tine? Cum să fiu folositor altora? Cum să fiu folositor ție? Cum să mă prezint când voi sta la răsplătire, când voi sta la judecata ta? să mă prezint cu tot ceea ce am făcut, cu faptele mele, cu timpul pe care l-am investit, cu resursele pe care le-am dăruit, cu tot ceea ce am făcut, cu slujirea mea, cu sacrificiul meu, mă voi prezenta înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va spune atunci, nu, de fapt nu pentru mine, ci pentru tine ai făcut, că tu te vei bucura de ele, răsplata e pentru tine. Cine va beneficia de binele care l-ai făcut? Cine va beneficia de talentul pe care l-ai câștigat, tu vei beneficia. N-a spus stăpânul, hai, dați-mi și duceți-vă, vedeți-vă de treabă mai departe. Dați-l celui ce are, pentru că e al lui. Sunt ale tale. Dumnezeu ne dă nouă împărăția. Noi ni se pare acum că facem pentru Dumnezeu, dar în final, poate prea târziu pentru unii vom descoperi că de fapt pentru noi am făcut și noi ne vom bucura de tot ceea ce am făcut pentru Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Să-i cerem lui Dumnezeu putere de a face ceea ce trebuie. Să ne punem acum întrebările acestea, care oricum ne vor fi puse la final. Ce ai primit? Ce ai primit de la Dumnezeu pentru viața asta? Ce ai făcut sau ce faci cu ceea ce ai primit de la Dumnezeu? și ce vei aduce înaintea stăpânului, într-o zi te vei înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Cu ce te vei înfățișa? Ce vei aduce? Ce surplus, ce beneficiu, ce avantaj ai adus împărăției lui Dumnezeu? Ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu că ai existat și tu pe pământ? Că ai trăit și tu un număr de ani? Care este câștigul lui Dumnezeu? Ce va câștiga el? care e beneficiul? Dumnezeu să ne ajute să ne punem aceste întrebări și să ne îndreptăm viața după voia lui Ami.